Salutare, dragilor, și bine v-am găsit pe canalul Ion și Mihaiță din Bucovina. Salutare, lume! Noi suntem aici la Liemni și, după cum știți, pe azi mă așteptau pe mine liemnile, să încep cu dânsele, să le tai cu drujba, să le crapăm și să le băgăm înăuntru, în adăpost, acolo unde am început să fac ordine. Azi o leacă, poate nu a să tai până la anează, de ce e că până la anează cred că a să mă duc și a să mai scot din teracota aceea sau a să o scot tătă, o întind aici afară și ne leg nii cam cât teracotă ne-ar trebui pentru să văd dacă găsesc acolo pentru sobița aceea din casuță să nu mai dăm bani și pe teracote. De ce? Că ați scris acolo în comentarii că chiar e bună și să șterg vopseaua aceea, sorada aceea veche, și dau cu vopsea nouă, să prânească o minunăție. Chiar am ușa să mai știm din comentarii. Ia pisica acolo. Ia ce faci. E nimic grinzile. Văd câți gârii grinzile, ia. Dar uite, dar tu ai văzut că chiar pe ușă s-o dus acolo să intre, nu s-o dus prin altă parte. Și Ian, scrieți în comentarii ce Mihai vrea să facă. A să mă ajute pe mine la lemni sau a să facă altceva? Mă duc la fete. Mergi la, nu mai mergi la fete, e amul de dimineață. Cine mergi de dimineață la fete? Mai desară la fete, nu omul. Fraților, Mihai, țineți minte, ieri când facem ordini pe acolo, pe înăuntru, am zis că Mihai vrea să facă și să vă arăte... nici nu știu cum zic, o rețetă, ceva la natură, la ceva frumos, așa, să... Nu știu cum să vă explic, dar el am ușa să vă arăt, chiar nu că vă explic eu. Da, dacă să prânească, da. Nu să vă explic eu, că ceva poate amuș nu explic cum trebuie, mai bine să vedeți amuș în vlog, mai departe, ce face Mihai. Și așa pe un buștean frumos... Ai zis că nu zici. Da, dar tot cred că n-a să înțeleagă cum povestesc eu. Hai, dar nu zicem, să nu vorbesc mult. Vă dorim, Doamne ajută vouă, și noi cu Mihaiță să avem spor. Mihaiță să facă până la sfârșit de vlog o mâncărică bună, ce vrea să facă el. Dar unde face? Aici, nu? Da, aici unde? Și poftă. Azi ne și e poftă, încă să ne vii așa miros. Ai, fă aici, ce? Dar mă gândeam și eu unde să mergi în altă parte. În drum mergi, poate mai vinzi câte una acolo dintre cei ce faci, mai faci un ban care trece pe la poartă, îi dai câte una și poate ia place. Și după aceea vine și mai e una, mai vine și neamurile și mai e câte două, trei și face niște bani. Da. Și după anează, bineînțeles, că mergem mai departe la casuță, care încă nu e abonat pe canalul nostru nou de YouTube, Proiecte la Țară. Vă rugăm din tot sufletul să vă abonați, deși că avem nevoie mai de 200, fraților, 200 trebuie acolo și suntem 1000. Așa că vă mulțumim din suflet la toți care sunteți alături de noi, la toți care ne susțineți. Vă dorim tot ce mai frumos, o zi sanatate. Frumoasă, sănătate, că e cea mai principală, da, și mai scumpă decât toate. Și am ușa să mă duc și să vă arăt, de fapt, că Mihaiță e cu treburile lui. Ia uitați-vă cât de frumos, da? Ia uitați-vă cât de frumos înflorește copaci. Aici la noi este zarzări, se zice, zarzări. Nu știu, da, zarzări, așa, este un fel de fruct foarte, foarte gustoasă. Nu știu anul ăsta dacă o avea noroc la dânsle. Știu că nu am făcut, dar anul ăsta poate o avea noroc. Așa că să nu vorbim mult, noi ne punem la treabă. Lasă că dai pește mine ceva. Să-l văd că duci acolo masă, scaunie. Facem aici natură. Ei, dai-ne un scaun de acolo mai cum trebuie mai. Uite că acela e mic, uite. Păi să tai doi, poate îți vrei să te așați și tu. Nu, no. Ce faci? Da. Uite masă. Mhm. Dintre aceea faci scaun. Da, masă nu pui. Pe tigal vii stai, uite, aici. Nu e așa de frumos, hai. Dar ce, dar din ce să-ți fac? Alege, din care vrei să-ți fac? Din Mihaiță. Nu, ăsta eu îl tai la urmă. Ăsta aș rămâi la urmă când eu termin tăt lemnul tăi, dar ăsta eu nu la tine. De ce? Păi, eu pentru ce mă stăruie să-l tai, am o așa din prima dată?
Lasă, uite, Mihai, uite aici frumos. Capu, încă te-ai stă. Dar nu-i prea gros? Nu-i prea gros. Hai, ce fac? Ce fac? Pe o parte tare. Da, și mă duc la Valle. E bun așa. A, ce bun ești. Îți mai trebuie mai de roata, mai chem pe cineva sau? Ce să mai chem? Nu știu. Opa. Opa, cu cum te bie? Știu. Hai, dar eu mă pun la taie. Poți mincioca aici, ai văzut? Care mincioca? Da. Aceea este parte? Da. Asta, în spartă, dă-mi un skin. Aici, știi, cu care? Care? Cu cele mai groase. Cu cele mai groase, mai ciotoroase. Dar cum să-i scoate? Bine, ta este tu pian tăi de crapaș. Aici stai, nu știu dacă mai crăp. Ia ce pideți. Eu aici am vrut să iau ca masă, dar ai văzut ele așa pe parte și chiar să fie frumos la porișele, bine știi. Dar poate dintre ăștia care o idee, dacă nu s-a muncit unul pe tare, ăștia care sunt mai mari, cineva ne-a dat o idee așa care sunt mai groși, știi? Ce? Tăiam frumos așa la rotunduri și facem o cararușă, dacă a stus la cuptor sau până, e tot așa ți-am zis cândva, tati mult. Când? În copilărie, când eram. Da. Ăștia care sunt mai mari, o idee, poți pun și în aceea mai mare și să văd cum merge. Și așa, până om turna acolo ceva din beton sau eu știu ce-o-mi face, uite, dar e greu. Spate spatele de pus de aici, așa, de tăiat, frumos, o leac mai grosuț. Da, este așa mai frumos. Așa, ca o cararoșă, numai de calcat, că nu-mi trebuie acolo să mergem cu... Uh-huh. Hai, Doamne, Giote, cât s-a prânit azi, cât mai mâni, cât o lecuțit. Da, nu, îmi spare că le tai tăte la rând, ce să mă juc? Le tai tăte la rând. Da, ce să te juci? Da. Ce stau să le aleg, să scot de acolo, cam atât am tăiat, ia uitați-vă, și s-a terminat benzina. Nici nu știu cât aveam acolo, era mult, era puțin, mă duc să fac benzină să am și mergem mai departe. Dar poate încep să le crăp pe astea și după aceea mă pun iară să mai tai, că nu vreau să le tai tăti odată și după aceea să mă pun să le crăp tăti odată. Nimeni mai ușor așa, vreau două tai cu drujba, după aceea o leacă mai schimb și de-amu mă pun cu toporul și le crăp. Și după aceea poate să le duc și mai până la nează mai tai odată cu drujba. Și așa, ia acolo o pasărică, de ea muș fuge în spare. Fugi, hai țiu țiu. Hai că cânti frumos unde mergi. Hai cânte, ia, ia. Ia-ți joacă de ascunsă cu mine. Unde ești, mă? Mă faci să mă cațăr pe aici. Ești aici sau ai fugit? Îmi spare că s-au dus noi. Și mă uit că Mihai tot... Opa. Mă uit că Mihai tot aduce acolo, nu știu ce vrei să fac. Ia uitați-vă ce-a adus. Și ceapă, și sare, și ardei deși alboit, sau ardei roșu, și apă, și nu știu ce mai aduce aici. Faci bucătărie. Și încă am găsit o bucată de mamaligă. Asta e alu Bobiță sau alu pisica ce nouă. Am o care o dus-o sub lemne, nu, numai ei doi, știi. Cineva din trânsă, precis. Și ia uitați-vă cât de frumos pincetul înverzește iarba. O frumușață, ia uitați-vă. O frumușață. Ia, de mă gândeam că tu acela vrei să-l deschici. Dar pintul mi-i fixe Mihai așa de mare. Nu e interesant cu tine. Da, mai ies. Lăsă așa mai mare. Uite așa mai groasă.
Eu mă duc snicat acolo în butuc și îl aduc să-mi tai în patru. Băi, butucă, auzi? Dar și o întrebare, dar pentru ce ții o văză așa? Care o văză? Unde trebuie să-i ce o văză? Așa la ei, în pachet. Aici stă? Da, așa la ei o văză. Da? Da. Așa întreb. Și mai bun, știi? Dar ce vrei să faci cu văză? Să mănânc. Așa? Da. Dar cum să stai? La mine s-o termina benzină. Dar pleci și fă. Am zis că mă pun aici la crăpate. Dar tu vrei doar mâncare bună, nu? Vreau, eu gata, mă duc, hai mergi și alegi lui așa la butuc. Bun. De acolo de cele uscate se trebuie, nu? Da. Hai. Da, chietre, ți-ai pregătit? Da. Sau nu știu? Da? Da. Oho. Nu, nici nu-l lipăt. Nu te lipăt. Da. El trebuie să-i tăti pe o marimie. Ca să te iei pe o parte. Las, eu vreau ce o fac. Mă gândesc. Hai, tu mă duc să fac benzină. Ia câte unul de aici. Cred că eu... Că-l iubi asta. Iubi asta, Leo. Dacă eu nu-ți duci de aici. Hai, cu urmă. Iubi asta și mă duc. Dar ce, de acolo nu-ți ajunge? Da, de-aia, dacă ne ajunge aici, trebuie, dacă fac, dar m-am spus, n-am fac mai mult, da. Am tot, dar hai, să ne ajunge. Până-mi grea, pe ce le-ai faci, mai? Da. Dar tu nu dai pe jos. Nu, ne ajungi, Mihai. Ce-ți trebuie acolo, o gaură înăuntru? Patru îmi trebuie. Patru? Da. Da. Dar trebuie să-i faci de sus și pe o parte sau numai cum îi faci? Cum pe o parte? Dar tu ne zici că eu nu știu cum să stai. Cum pe o parte de sus? Nu știu, tu ne arăți. Eu nu știu, zic. Așa, și așa. A, în cruce, da? Da. Și nu până la urmă. Până la jumătate. Așa. Înțeles? Da. Dar nu-mi trebuie ceva să știu. Dar cum așa-l dai? Ha? Cum așa-l dai? Nu era mai ușor de sus? Nu era mai ușor de sus? Nu, știu, nu cred. Nu! Nu! Zeni cum vrei, că dacă ți-o stric. De aici până aici, în jos, și de aici până aici, în a, jos. A, așa, cum vine el de atât, eu am zis cum înăuntru. A, păi așa zi, Miha, a, eu am zis cum așa aici, știi, trebuie să bag șina și aici să lăsă, nu tai până, cât vine șina. De așa, el vine tot, așa. Da. A, dacă ziceai deodată, el de-amu era tăiat. Nu aștept că e uscată, da? Da, ui, mers greu. Acolo cineva ne-a scris să... mai lăsăm lemnele, parcă nu știu dacă am înțeles, am uși trebuie să mă uit, că eu ne-am oprit în spate cu comentariu, să mai lăsăm lemnele afară, să mai usuce, să nu ne grăbim, să le tăiem. Eu m-am dat amul la ăsta, că el taie drujba. Aici dacă se usucă și tăi cioturile astea, noi nu mai le deschicăm nici cu toporul, nici cu nica. El trebuie amul câtă sfers. Da, este credul? Sau ăsta să ai de pus pe foc, amuș. Ce? Și aici... Nica. Și aici îi dai foc, da? Da. Da, să-mi te încurcă? Mă încurcă. Te-am să iasă. Gata, hai. Eu aștept mâncare. Ia cum merge treaba. Una, două, una, două și pe încetul să fac acolo multe lemne. I-am scris și voi în comentarii. Ce lemnă e ăsta? Mă gândeam că... Da, fac, nu mai este asta. Mă gândeam că-i salcăm, dar în spate nu-i salcăm, nu-i... Precis parcă nu-i salcăm. Sau îi salcăm, dar nu-i salcăm. Prea ușor parcă să deschică. Și frumos, ia uitați-vă facatura, dintre asta așa o scândură frumoasă. Și din scândura așa e o masuță, mamă, cât de frumos arată. Mihai, ce faci acolo? Mergem să vedem? Hai, mergem la Mihai. Hai, mergem, fraților, vedem ce faci, Mihai, ia uitați-vă. Ce-ți muncește aici. Dar precis în locul ăsta leș, că amuși n-a să-l poți muta. Te gândi gine, amuși el dacă începe a lua foc, de eu nu știu, dacă nu arde, Mihai spărnește că nu mai mănânc nică, mai prostit. Da? Păi dacă nu arde, duci înapoi tăiat în casă, ce-ai adus și... cum i-ați dau acolo,
Îți trebuie dinăuntru, îți dai, da? O luați copul și? Da. Da, da, merge. Nu, nu, arde, arde. Arde, nu și acolo. Arde, arde. Este și acolo. Ia. Poate arde, oi. Oi, poate, da. Cum să nu arde? Ies, gata, acolo, ia, uite. De-amu, trebuie să pui tigaia, da? Ce tigaia? Dar unde tigaia vreau să te întreb eu? Care tigaia? Dar noi am vândut-o aia, ce bun. Dar tu încă n-ai făcut nica, tu până faci astea, poate acolo de amu se termină butucul ăla de ars. Amu și trebuie să mai fac unul. Trebuie amu chiar să-i dai foc sau mai amuș? Mă uit că la tine tot încă nica nu-i făcut, dar... Eu am vrut să văd dacă se prânia și dacă nu se prânia și ceva. A, să nu faci geaba. Da. Dar ea nu încearcă pe aici ata și dă-i. Și pune mai mult de asta, ce nu știu de asta. Oh. Nu? Păi ar trebui să meargă. Na, eu din știu. Asta e uscat, tu încă vreo iei de astea verzi să iei de aici. Ai, dacă luai verde, precis nu merge. El arde? Păi eu nu știu. Da, dă-te, dă-te, cam nu știu, te părlești. Dar poate ceea ce am pus eu nu era benzină. Dar păi mirosit-o ei, nu? Da. Și? Era benzin? După cum știu eu, trebuie să aprind. Cum ar fi? A, pur la tine acolo înăuntru nu vrei să arde. De aia că arde tăt iar. Mai pune mai mult. Dau foc al de-a. Da. Nu vrei să iei foc bușteanul lui Mihai. Atâta ne-am staruit aici. S-o dus el să mai aducă, nu știu. Nu știu unde s-o dus. Nu știu cam uși vine. Mhm. Hai, cum poți să-i dai foc? I-am zis să aducă niște cauciuc și poate să meargă, băgăm înăuntru. Sau poate trebuie... Este de făcut mai mare. Crăpăturile este. Poate este spre primici. Nu știu. Numai nu putem aprinde asta și gata, ia uitați-vă. Dar tot nu ne lăsăm. Îi dau așa până asta prind. Amuș, mai o leacă și se face neaza și mergem și mâncăm. Până ce Ioan aici se muncea, ia uitați, o dușă de șeci la roată și dă-ți și eu până și eu încurc fără burici. Și mai pun, mai fac și eu până și etul, ca să nu stau amuș, dacă asta se aprinde. O, el nu se aprinde, n-are încotro. Uite, de aici au luat foc, de-amu, încetul. De? Da, trebuie să meargă în clo. Asta se aprinde, ci cât ați joace el cu mine. Dar nu, că aici de-amu îl lăsă așa, chiar nu mai torn benzină. Să văd ce-a să facă, linii spar că el trebuie să se aprinde de-amu. Asta că s-o aprinzi deasupra, trebuie să se aprinde de la fund, știi? De acolo, de jos, era mai bun dacă se aprinde. De-aia nu își face.
Ia uitați-vă cât e de frumos aici. Și așa de ușor se crapă. Hai că mai am unul aici. Hai să mai vedem ce mai faci, Mihai. Băi, Mihai, eu că te-am crapat acolo lemne, știi ce am văzut? Că tu ai luat o văză și l-ai dus înapoi, de ce? Dar ce faci și mănânci barabule așa, crude? Ia uitați-vă aici, s-a oprins. Dar tu zău ce ai dus o văză, ce faci? Că eu nu te înțeleg. Eu fac comunitate de la mine, nu de la internet. Am dus o văză, el nu înțeleg. Dar ce faci la tine? Pui barabuli de ce la prăjit? Barabuli pirazatoare pui la prăjit? Nu știu, să vedem. Eu sunt ah. Eu știu, eu tot mă uit și tot văd, dar problema e între ce că tu tot ai adus și de-a mă duci înapoi și de asta nu înțeleg ce văd. Da, și vorbește. S-a încălzit apa? Măcar un ceai a să fie? Dar pentru ce ceai? Dar pentru ce l-ai pus acolo? Dar pentru ceai, încă nu am cu ceai. Acum asta pentru a luat. N-ai și... A, încă a luat, faci, încă ai... Ai ce să pun apă. Hai, te-am înțeles. Ia, hai că merge. Frumos, numai că prea mult fum. Da, prea mult fum. Da. Așa nu vin niciun fum, mica. Ia. Până la urmă, totuși am aprins-o noi. Dar îmi pare că e prea tare vânt, știi? El dacă nu era vântul ăsta, i-ar de mai frumos, de așa, uite, e tot foc într-o parte, în alta. Ce pietre drept am pus acolo. Văd. Nu știu să fac și las că-i bun așa. Mă duc eu să termin. Măcar este că gata e neaza, dar, fraților, credeți-mă că m-am jucat cu butucul ăsta să-l aprind. Chiar am stat mai mult de o oră, că, na, trebuie să-l ajut pe Mihai. Da, ia uitați, vă tot am scos acolo afară. Cu stuf, așa. Și stuf s-o adus și rumeguș de ceala mai uscat avem și tot am adus aici. Până la urmă tot l-am aprins. Ei, îmi pare că până la urmă ne puneam amândoi și mâncăm barabule crude. Că Mihai vă că mănâncă și așa și îi place. Uite, el și fund acolo are. Deci jos, mă uit, că pui razatoarea, uleiul. Hai, Doamne ajută! Hai, mulțumesc! Băi, Mihai, uite ce repede fierbi, băi! El, băi, că-ți duce apa jos! Oh-ho-ho! Oh-ho-ho! De-a mă, trebuie să pui tigaia, băi! Am pus niște oloi, nu știu pentru ce. Și de-am punem... Am pus mai bun aluat, ca și e puțin ce-am pus. Faină, băi! Faină, da, aluat. Puneam sare.
Acum am înțeles, asta faci după rețeta ta. Da, tot din cap pun aici. Nu te uita nicăieri pe internet. Nu. Mi-am sare, nu știu cât, dar punem. Ce asta? Chipier. Chipier. Mai punem faină aici. Păi, trebuie. Ah, nu-i nică. Asta după rețeta mea. Și punem și apă pe razatoare și usturoi pe razatoare. Da? Da. Da. Cum se numește asta, băi? Care? Ceapă cu, nu, chipier cu... Chipier cu usturoi. Chipier cu usturoi. Ia mai așa. Dar până amunt ce ai pus, ai zis, tăt? Două șepi și patru dinți de... Patru cățăi. Patru... dinți. Patru cățăi de usturoi. Ardei roșă, nu iute. Punem cât mai mult aici. Gata, e. Ce să mai pun? Mai pun niște aluat? Păin. Da. Vine și pune tigaie cu aloie ce o leacă și cearbă. Și i-o dat caldă mușcă când mă duc acolo. Dar și gata, e terminat acolo? Da. Dar să o pun pe chetrile astea? Sau? O, scoate chetrile și șute. Strâmbi. Și niște moare pun din ușe aici. Una s-a dus acolo. Niște moare nu și pun. Moare de varză? Da. Ușa două s-a dus în foc. Hai că le scotem noi îndată. Poate. Dar dacă nu le lăsăm, că asta e cald aici. A pus tufu, e. Da. Ce-ți mai pun? Nu știu. Tu ești cu asta. Ce trebuie să pui acolo? Și de-am o faci așa... De-am luat? A, da, da. Ce? Faci de-am o de cele acum să zice. Chiftele? Chiftele își pui aici, da? Da. Și prânești că-ți disăc. Prânești, da. Eu te-am înțeles. Dau... A, e gata. Cât mult? Cât, na, mai pune o leac. Mai o leac? Da. Na. Gata? Da, mai pune o leac. Hai, dă-l pun tătăi. Lasă așa de-am gata. Gata? De tot șed pe o parte, ai văzut? Trebuie ceva de făcut aici, de pus. Hai că-ți găsesc eu numai. Tu fă acolo. Care? Nu, ceva altceva pune. Cum se zice asta, băi? Nu știu, bucăți de pâine uscat. Farmaturi uscate. Farmaturi de pâine uscat, aici punem. Pune. Tot pun. De ce face el, băi? Ia uite. Piftele de sec. Parcă-s cu carne. Da, de uite, au miroase uleacă. Oh. Da. Ia uitați-vă și aici. Ia uitați-vă dacă nu-i Mihai bucătar bun. Numai cum a făcut el tăta asta, ia. Știu. Da, să filmez și eu așa mai interesant, mai... Cum ziceai tu, la natură. Da, la uite natură. Așa. La natură să te filmez așa. Ia uite, o frumușață.
Ia cum faci. Așa, le moai acolo. Aceea e fermatură de pâine uscată, parcă. Eu nu știu cum ele se numește, dar... Iată, așa trebuie să ne duc ceva apă. Ia ce uite acolo, ia mâinile. Și se moie așa mai tine să fie. Te-am înțeles. Chiar mai gândeau ce într-un castronel? Aici nu trebuie întors? Da, și eu mai mă pun la lemn când văd și aici. Ia uitați-vă! Ia uitați-vă! Ia uitați-vă, băi! Mamă, ele arde, Mihai, nu ca așa, udea? Da? Da, bă! Apoi să-mi place. Ia ce-o fac cu Mihai. Ia ce-o fac cu Mihai, mă. Trebuie să luăm unul de ăsta cu noi în schinare și mergem undeva pe deal și facem frumos. Hă? Tu ai făcut focul pe mă? Da, da, știu. Dacă nu facem eu focul, cred că nu mai era amu. Băi, da, și frumos arată, uite, parcă-s de cele din carne. Ia, eu gata vreau să gust, nu mai pot. Da. Să văd cum îți, dacă ai pus sare, tăt, cum trebuie. Tăt la ori, da. Da, în castron n-ai pus nică? Nu, n-au pus nică. Ia uite ce, ce bunătate. Uite acolo prea tare sprăjăște. Trebuie mai de făcut așa, de mutat. Mai uleac. O frumușață. Da, ui, dar de asta își zic, uite ce frumos arată, parcă-s de carne. Mă duc, mai am vreo două lemne și să le bag acelea înăuntru. Și... Da, pincetul, pincetul. Terminăm. Da, ce am acolo, o roabă de lemne, da, ați văzut, noi cu Mihaițina. Am vrut să, de fapt am vrut, Mihaiță a vrut, că el s-a uitat pe internet și tot zicea că cu butuc așa de dat foc frumos la, și am vrut să încercăm. Chiar Mihai i-a dat ideea și eu am zis, hai Mihai, facem, încercăm, să vedem cum se prăjește. Și când a să fie ceva așa o, da chiar nu, când a să mănânce pești sau ceva, ia uitați-vă cât de frumos, am dat foc acolo și am pus tigaița și prăjăm niște pești aici sau, ua. Sau chiar când nu a să fie post, punem niște jucuri. Da. Ai pus o umbuștea? Da. Ai prăjit aici? Și punem niște jumieri acolo, ua, și așa undeva pe vârful dealului. Acolo de când arge focul, uitați, și așa l-a încaldat, poți facă mușu și ai. El da. E cu șosier. Da, da, aici dacă ți-ai pus unde este, atât zău poți faci mâncare, dimineață până în seară. Da. Hai, eu mă duc să termin lemnile.
Eu aici am terminat, le-am aranjat frumos, ia uitați. Nu mă grăbesc să fie aranjate cum trebuie, să nu se ducă după aceea tăti jos, aici să ne pun mâinile în cap. Și nu știu, Mihai, ce faci? Vai, și se vede rău. A, vin și el. Uite el, dar du-te, doar noi ai făcut uși mama ligă. O fac cu mama, da? Eu am făcut, băi. Tu ți-i de ce ai făcut mama ligă? Uite, mama a făcut uși mama ligă. Vai, dar ce că... Ce-o pregătit el aici? Aici și s-au doars. Ia mocnește-n. Ia-te ce-o ce are el. Și am zis la lume că mă duc amul să arăt floricelele acolo în copac, dar n-am mai fost, mă duc amul. Tu pregătești aici, da? Da. Păi, Mihai, ei. Acolo ce ai, moare de la varză? Da. Ei, pun acolo. Ia uitați-vă și ce bunătate o fac cu tine aici. Mă duc să arăt florile și vin. Ia uitați-vă. A, te-am sculat? Am vrut să vă zic, ia uitați-vă cum doarme bobițe. Băi, te-ai pus aici la soare, în loc să faci ceva? Odihnești, odihnești. Tu a sară tot noaptea ai făcut, așa? Da, noi noaptea dormim, dar tu păzești. Noi zeu o lucrăm, dar tu dormi. Așa-i? De aici ce de albinuțe se aud. Ia uitați. Aici tot e plin de albini. Tot e plin de albini. Ele culegi de aici să meargă să facă nieri, ia. Uai, leu, câte sunt. Ia numai bâz pe aici să aud. O frumușață. O frumușață, ia uitați-vă, asta e cel mai frumos ce poți fi primăvara. O frumușață. Ia. Aici am pregătit să citesc ceva în niște comentarii. Primul comentariu pe care l-am ales: hai cu rețeta de cozonaci unică să facem și noi rețeta mamei tale. Asta? Nu știu, cozonaci. Asta ce? Aceea e ketchup din roșie. Ketchup. Rețeta de cozonaci, nu știu, a să o facem cu Mihaiță. Am un cutie el de acasă sau într-o sâmbătă cumva. Să vă arătăm chiar rețeta asta pe care o face mama și îi disec. Nu o să vedeți voi cât e lumea să fie casele vechi construite cu lemn de brad. Salcăm cu siguranță, pentru că salcâmul nu are moarte. Da, aici aveți dreptate, așa și mă gândeam și eu, nu pot fi lemnul și ala lemn de brad, că dacă era lemn de brad, acolo îmi tragi cuiu șurubul, de acolo se bagă un șurub, nu-l mai bagi cu nimic, de cui nici nu mai vorbesc. E bun? Trebuie să gust eu, îmi pare că se zic. Dar i-am zis tu, na. Mai departe. Bună, Ionuț, dacă vrei să folosești teracota cu cată, o foarte bine, spală-o cu detergent și cu o pielie cu părul mai mare, mai tare. Și după pune oțet cu apă și dă-o iar și o să vezi că iese ca nouă. Că sigur e mai bună ca asta nouă, spor la treabă, da. Și legat de teracotă, cred că să mă pun eu totuși într-o zi și a scot tătă teracota cei de acolo, să văd să ne leg și mai bun, și nu mai bun. Și cred că la căsuță ceva să facem noi. Mihaiță, îți faci rețeta. Ia uitați-vă, Mihaiță, gata, o făcut-o. Voi ați scris, Mihaiță, gata, o făcut. Spuneți ceva iudic, că mi-e bun. Da, spuneți ceva iudic, că mi-e bun. Nu spuneți, dar să ungeți. Ai cu chiftele este, da? Da. Bună, Ioane, de ce nu faceți loc afară pentru lemne să se usuce și iulie, august le pui la dos? Nu vă grăbiți să tăieți lemnele, au abia o lună, lasă 3-4 luni. Da, la comentariul ăsta și legat de aminte, am zis la început de vlog, nu vă grăbiți să le tăieți. Trebuie să le tăiem, de ce? Că dacă le lăsăm așa, după aceea va să ne muncim cu Mihaiță foarte, foarte mult și cred că nici nu o să ne descurcăm. Asta rămâi o grămadă de lemne pe care nu o să le putem tăie. Și chiar aici au dat cineva răspuns, dacă băieții nu le taie acum lemnele cât sunt verzi, pe urmă le crapă mai greu dacă se usucă. Da, le crapă mai greu și cred că și drujba mai greu o să le taie. În solar puteți să puneți ridiche de o lună, să cumpărați cu gramul un pachet și ceapă. În solar. Și puneam ridiche și ceapă? Da, e bun. Așa spunem, până la Paște, așa spunem. Mai un comentariu ce e legat de teracotă. Teracotă, dacă e bună, alege-o și dacă vrei să faci la sobă, e perfect. Cată, crască pentru teracotă și o vopsești.
este spray, tuburi, dar o să vopse, dar să o vopsești după ce o faci soba. Se primește foarte frumos, spor la treabă și multă sănătate. Ce-i legat de teracotă? Și acolo mai mulți ați scris ce-i legat de teracotă, totuși, pentru ce să o arunc, dacă e ceva bun? Pentru ce să cumpărăm alta dacă și așa costă teracotă în ziua de azi la noi o grămadă de bani, e foarte scumpă? Și mă gândesc ca să fac ceva cu cei pe care o avem. Copiii mei, îmi place foarte mult de voi. Cum îngrijiți animalele, păsările, foarte frumos. Felicitările mele pentru voi. Vă mulțumim din suflet și ne bucurăm că vă place. Da, ne bucurăm că vă place cum le îngrijim. Noi din partea noastră ne stăruim să nu rămâie niciun animalul supărat, da? Bună ziua, băieți! Spor la treabă și aveți grijă la tăiat de lemne, să nu vă accidentați. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Da, noi cu Mihaița să ne stăruim pincetul, chiar să nu pățâm nica. Azi o leacă, mâine o leacă, ați văzut, lemnele nu le-am tăiat în papuci sau în șnapici, ne-am luat frumos niște încalțăminte cum trebuie. Așa că pincetucul, noi azi să terminăm și cu lemnele. Cu răbdarea treci și mare. Da, cu răbdarea treci și mare. Să nu mai vorbesc mult de ce Mihaița s-o stăruie să facă tot cald. Dar eu am vorbit așa de mult și mănânc cam uște trece. Care, este aiute? Nu, acela. Ia în des, văd. Dar mai gândit să mesteci. A, ăsta e muștar. Mai gândit să mesteci. Ce să mesteci? Ketchup. Da? Da. Eu încerc când tăi cu muștar curat. Și zici că e bun, da? Da, de-al o leagă e crud. Ce-i crud? Aia este? Da. Cum e crud? Sau așa poți și el. Păi Mihai, nu știu ce să zic. De pune-s bunii. Nu știu cum este. Nu, parcă nu e crud. Ceva să... Parcă e bun. Lasă așa că e bun. E bun, mă. Da. O plantate. Da. Mâncare de săc, asta e ceva o pompă, ceva extraordinar de bun. Știi că ai dreptate, cu iutii mi-e bun. Da. De-am un rândul tău spate. Da. Fraților, să știți că cozonacii de ieri, care i-am făcut, de fapt mama i-a făcut, noi cu Mihaița în copt. Sunt foarte, foarte gustoși. Iazi cam asta au fost. Vă mulțumim la toți care ați fost alături de noi. Noi cu Mihaița am mâncat și de-amu mergem să mâncăm. Nu, chiar mergem să mă duc să văd ce-o făcut și mama. De ce? Mihaița o făcut aici. Barabule întreagă cu mușghei. Cu marara clodat, trebuie să spun. O bunătate. Cum să nu mergi? Dacă mai scoși niște murătură, și mergem de-amu să mâncăm și după aneazul cu Mihaiț mergem mai departe la casuță să vopsim acolo, nu știu cum să facem, dacă vopsim ștavanul și nu, a să vedeți în vlogul de neseară la orele 20:00. Pe azi asta a fost, vă lăsăm în mâinile bunului Dumnezeu, vă dorim tot ce mai bun și vă zicem la revedere!